Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Până la urmă, fiecare știi cu arena lui. Noi cu arena din Giuleș, Cătălin cu arena lui Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Salut! Neața. Bună dimineața! Arena națională, nu că voi nați o echipă națională. Apropo, chiar Rapid e una dintre echipele care a contrazis permanent binomul ăsta al sportului românesc, că există decât echipe din București, ceea ce se întâmplă doar în țările, foarte interesant, corelația asta există doar în țările care nu doar că nu au un fotbal dezvoltat, dar nu au o societate avansată. Adică, bun, oamenii din sudul Turciei, deși nu sunt din Istanbul, țin cu Galata Sarai. Asta se întâmplă mai puțin în Italia, în Spania, unde se repasă, sau în Marea Britanie, unde oamenii țin inclusiv cu echipele lor comunale, orășenești, foarte, foarte mult. La noi se ținea în general cu echipele din București, sau foarte multă lume ținea cu echipele din București, asta s-a spart, dar echipa care spărgea încă din comunism, acest monopol, era Rapidul. Aoleu, Cătălin, te rog eu frumos, și așa nu ne mai înțelegem cu el. Noi mai da pe la moară acum, iar ne ducem cu poveștile învechi. Lasă-l, te rog eu. Mulțumesc, Cătălin. Nu mai înțelegem, nu știu dacă... Mulțumesc, Cătălin. Voi sunteți pragmaticii și eu sunt aici întreținătorul miturilor care opresc progresul adevărat. Da. Aha, ok, bun, iată. Un sondaj referitor la intențiile de vot pentru tineri între 18 și 35 de ani face valori puternici în ultimele zile și cred că e bine să vorbim un pic despre el, mai ales că de aici a pornit un atac extrem de dur la adresa ideii de a fi tânăr în România de azi și de a vota cu altcineva decât crede cel care comentează. E vorba de un sondaj făcut de inițiativa non-partizană Tinerii Votează. Ei au foarte multe acțiuni civice mulți dintre... de multă vreme, scuzați-mă. Nu sunt deloc, adică sunt complet apolitici, și în niciun caz n-au ținut vreodată cu extremele. Sondajul n-a fost făcut de ei, sondaj făcut de Institutul IRES de la Cluj. Ce rezultă? Dintre toate partidele, AUR ar lua cele mai multe voturi în segmentul 18-35 de ani dacă alegerile avea loc duminica viitoare. Acum întrebarea este câte voturi? Rezultatele n-au fost făcute încă publice în detaliul lor. Tinerii vor să le facă publice pe 3 aprilie, ei spun că este pentru prima oară când se întâmplă lucrul ăsta și reiese foarte clar că AUR a ajuns favorit al tinerilor între 18 și 35 de ani în comparație cu celelalte partide. Cam cât? În jur de 15% este intenția de vot pentru AUR, dar dintre toți, da? Dintre toți tinerii întrebați, nu dintre cei care votează. Și la repartizarea democratică a puterii participă cei care votează, da? Da. Ei se număr, nu cei care absentează. De-aia se și spune că dacă stai acasă, votul tău neexprimat merge de fapt la favoriți. Dar nu pentru că ți-ar fura votul, nu, asta. Nu, că și este modelul matematic, da. Exact. Și pentru că absența înseamnă să dai credit celor care conduc jocul, pe scurt. Nu, și da? Matematic, voturile neexprimate cresc... proporționalitatea voturilor exprimate. Adică cei care iau cel mai multe voturi, în final, în Parlament, obțin mai multe mandate pentru că totul se distribuie în funcție de cât s-a obținut. De voturile obținute, da. Și atunci 15% sigur că nu sună impresionant, dar dacă te uiți la cifrele celor care votează, este 15% care... de fapt din numărul total, dar că raportezi la cei care vin efectiv la vot, acest 15% poate crește foarte mult. Nu știm cu cât, că nu știm câți ori să vină la vot, dar în funcție de cât mai puțin vin, cu atât cota asta e mai mare. Exact. Pe sondajul care există în momentul ăsta, aproape un sfert dintre cei care au spus că vor vota, dintre cei cu vârsta între 18 și 35 de ani, vor intenționa să meargă pe AUR. Aproape un sfert. Deci gândiți-vă, 1 din 4 merg pe AUR și ceilalți pe toate celelalte partide, da? Da. Bun, aici au fost două reacții. Reacția, noi nu credem așa ceva și e de înțeles, da? Deși acest lucru poate fi o desprindere de realitate și o să ne coste. Numai că sondajul acesta este în concordanță cu sondaje mult mai vechi, da? Adică după alegerile din 2020 s-a observat că 40% dintre votanții AUR de atunci, da, aveau sub 35 de ani, un raport foarte ridicat. Da. Un sondaj din 2022 arăta de asemenea ponderea mare a tinerilor în... Deci lucrurile sunt în linie. Încă o dată, putem să spunem în continuare, noi nu credem așa ceva. Dar o a doua reacție foarte interesantă și chiar mai intensă decât refuzul de cunoaștere despre care vorbeam anterior, este cea a ironizării votului tinerilor. Pe ideea că opțiunea lor politică este oricum consecința de educație deficitare din România, adică acceptăm realitatea că astea sunt rezultatele sondajului, bineînțeles, e o intenție de vot, nu e votul, dar spunem că, de fapt, realitatea asta a fost generată de ceva nedemn de noi, da? Adică pe ideea că tinerii sunt lipsiți de informații, sunt lipsiți de perspectivă, că nu sunt raționali și că sunt prizonierul rețelelor sociale. Una peste alta ar vota prost și ăsta e un semn al mediocrităților. Ăsta e discursul care s-a întrupat în momentul apariției rezultatului surprinzător, desigur, pentru România al sondajului respectiv. Uh-huh. Acum, într-o paranteză mică și o știre scurtă, dar mi se pare foarte interesantă pentru ascultătorii Europa FM, e adevărat, se știe că rețelele, e dovedit că rețelele sociale sunt toxice. Florida, de pildă, statul american, că dacă ar fi o țară și nu un stat american, ar fi în primele 15 economii ale lumii, e peste Spania, de exemplu, da? Peste Spania, Mexic, Indonezia, adică țări foarte, foarte importante. Florida, așadar, se pregătește să interzică rețelele sociale pentru tinerii de sub 14 ani. Complet. Da, succes la verificare. Dacă... Da. La 14 și 15 ani vei putea să-ți faci cont, dar doar dacă ai acordul părinților. Mi s-a părut foarte important. Da. Ok, revenind la argumentul ăsta... Nu mai avem mult timp, Cătălin, îmi pare rău că trebuie să spun, dar nu mai avem mult timp. Da, ok, bun. Ideea este că dacă ne pierdem încrederea în capacitatea tinerilor de a îndeplini cerințele astea de bază ale calității de cetățean, atunci să luăm puterea, să dăm unei aristocrații, nu? Să o luăm de la popor, să dăm unei aristocrații. Da, mai rog, ce să vezi, atitudinea asta este, în general, există o atitudine de respingere pentru cei care nu votează ca tine. De obicei sunt acuzați pensionarii sau cei din mediul rural sau... Întotdeauna e cineva acuzat că nu înțelege cum trebuie să voteze. Când nu votează, cum îți convine. Cei guvernați, pentru că sunt guvernați prost. Da. Dar un al treilea lucru foarte interesant, o consecință a acestui sondaj, este reacția... Deocamdată am înțeles că este reacția unor lideri din PSD și PNL care au descoperit brusc că tinerii nu votează cu ei, un lucru care oricum se știa, și că votează cu un competitor destul de periculos și acum vor reglementarea activității acestor rețele sociale. Mă rog, a TikTok, în primul rând. Adică, până acum asta nu era o problemă. Deși sunt avertismente de multă vreme că rețelele sociale favorizează difuzarea de conținut fake, manipulări, teorii ale conspirațiilor și așa mai departe, care afectează societatea în ansamblu ei. Dar partidele nu au fost interesate. Mă refer la partidele mari, clasice, la establishment. Establishmentul n-a fost interesat decât până când a descoperit că, ia, ce să vezi, ne afectează voturile nouă. Hai să reglementăm. O dovadă de mare ipocrizie din punctul meu de vedere, nu că aș fi împotriva ideii de reglementare a rețelelor sociale, dar numai că nu știu cum ar putea fi făcută. Deci, din punctul meu de vedere, ai ceva trebuie făcut, că acolo este... E ca un... cum se spune, ca o farfuriuță Petri, în care se cultivă bacterii conspiraționiste. Nu? Plus că există sondaje. Nicăieri tinerii nu sunt supuși mai multor infracțiuni decât pe rețelele sociale. Poftim. Mai vorbim despre asta, Cătălin Tolontan. Mulțumesc foarte mult! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.